Bună seara din nou, telespectatorilor! Am revenit, sunt în studio cu domnul Pescar, cum sunteți obișnuiți în fiecare marți, și discutam despre trafic. Acum urcăm înapoi la platoul Comunești și pe partea cealaltă coborâm, mergem către weekend, domnul Pescar, fiindcă și acolo au apărut probleme ca și la platou, da? Comercianții supărați, nemulțumiți din cauza tarifelor, din cauza extinderii programului și aceeași poveste, nu sunt lăsați să desfășoare activitatea. Da, astăzi am avut o ședință de Consiliu Local în care s-a rectificat o eroare cu privire la program. Deci în regulamentul de organizare și funcționare a weekendului din 2011, cred că este, era prevăzută perioada de taxare între ora 7 dimineața și 7 seara. Din eroare, pe hotărârea cu privire la taxare, s-a luat în considerare timpul 7 dimineața, 9 seara. Și astăzi a fost un proiect de hotărâre pentru modificarea perioade de timp pentru taxarea intrării la weekend în conformitate cu ROF-ul. Deci s-a rectificat eroarea. Acum, la această hotărâre s-a încercat, domnul Maior a încercat, eu nu știu de ce n-a încercat să voteze inițial când dânsul n-a votat nici măcar reducerea pentru cetățenii orașului Târgu Mureș la intrarea la weekend. Ok, dar a încercat să reducă tariful. O încercare bună, dar metoda o ales-o greșit. Adică a încercat să facă un amendament la acest proiect de hotărâre, ori în proiecte de hotărâre nu era vorba despre preț. Era vorba despre perioada... Programul de funcționare. Programul de funcționare. Acum, pe mine m-a mirat foarte mult colegii mei consilieri vechi, care au fost de mult în Consiliul Local, mai ales că domnul Papuc este și președinte, este și jurist, era președinte de ședință. Știți că noi facem pe rotație și, mă rog, să votează președinte de ședință. Și el este jurist. Nu înțeleg cum nu își dă seama că nici în instanță nu-i voie să vorbești despre altceva decât despre tema în discuție. Și codul administrativ, articolul 138, alineatul 7, spune foarte clar: consilierii sunt chemați să-și pună părerea și să voteze exclusiv despre punctul de aflat în discuție, despre punctele aflate în discuție, nici de cum despre altceva. Ori amendamentul nu poți să-l faci, că i-am întrebat la ce articol faci amendamentul, că amendamentul trebuie să spui la articolul 5 în loc de așa, amendamentul zice să scrie așa și se votează. E, n-am reușit să-i convinc că este aiurea, că nu poți să faci un amendament la o hotărâre la care vorbește de cu totul altceva. Dar domnul Maior s-a votat și el împotriva amendamentului lui. Eu am votat pentru amendamentul lui. El a votat împotriva propriului amendament. Foarte ciudat. Cum e asta, domnul Pescar? Cum reușește așa ceva? Nu știu. O reușit, a votat împotriva propriului amendament. Și sigur că... Ce mai înțeleg cetățenii de aici? Nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg și nimic. Sigur că toată lumea a votat împotriva amendamentului, care de fapt nu era amendament. Numai eu am votat pentru, ca să le demonstrez. Fraților, dacă votăm tot, dacă am fi votat tot pentru amendamentul ăla, hotărârea era nelegală, pentru că se referea la cu totul altceva decât era în ordinea de zi. Exact. Și era votată ordinea de zi și nu poți să te referi la altceva. Eu propun, o să fac un proiect de hotărâre, propun ca nu să fie gratuit, pentru toată lumea, să fie gratuit doar pentru zona publică de promenadă, adică zona în care intri, te duci la restaurantele alea, pe alea aia, zona de joacă pentru copii, aia este nevoie să fie gratuit. A,
asta în vreau rest. Să vă întreb, nu se poate delimita? Asta ar trebui să facă. Nu se poate delimita. Da, eu revin și am revenit de nu știu câte ori. Weekendul, ca și alte locuri, trebuie dat la privați să-l administreze și luat bani de la privația aia. Și privații aia pot să facă un acvapar de acolo. Poate iau un privat adevărat de la București care face aici un acvapar de ne minunăm cu toții. Sau ia pe unul experimentat, să ia pe unul care vrea să facă afacerea aia. Trebuie niște bazine cu apă sărată, trebuie încălzite, trebuie apa să nu fie rece, trebuie amenajată zona aia de baie. Că nu, baia nu se face cu iarbă. Trebuie să faci niște locuri în care să niște șezlonguri, niște locuri de umbră, niște... Sunt specialiști care fac locuri frumoase pentru baie. Și având în vedere că este în zona Mureșului, este apa ieftină, o poți filtra, o poți schimba des, o poți încălzi cu cazane pe lemne performante sau cu solarii, și terenurile de joacă alea, de fotbal, de basket, de tenis, de ce-or fi ele, alea trebuie date în chirie, că se fac bani cu terenurile alea. Și primăria nu are de ce să-și piardă timpul cu chestia asta. Și să iasă în pierdere. Să iasă în pierdere cu 10 milioane de euro. S-au plâns și îi înțeleg și am pățit și eu același lucru, poate și dumneavoastră. Vrei să intri înainte de ora 19 cu tot o altă problemă. Să mânci un mic. Că sunt mici bune acolo. Nu mai mâncăm langoș, nu mai mâncăm nimic, domnul pescar. La platou nu mai putem mânca nimic, așa numai că nu ne mai lasă să intrăm. Și facem, o să ne facem tot silueta. Repet, eu aș vrea să mă înțeleagă cei nu de acolo. Nu-ți permite intrarea când ești îmbrăcat cu totul altfel. Nu mergi la plajă la ora 19 sau 18, că pleci la o oră deci la care... normal să te taxeze la comun cumva pentru toate serviciile. Trebuie cumva delimitat. Păi cei de la aia poate... care fac baie în balonul ăla să plătească pentru balon. Aia care fac baie și îți bau bazinele și acvaparcul ăla să-l facă frumos. Este loc, este... Să plătească pentru zona aia. Sunt cei care brățări, joacă fotbal. Da? Sunt acele brățări colorate, exact, da? Exact. Tu pentru zona respectivă ai o anumită culoare, da? Exact. Nu ai ce să mergi în altă parte cu acele brățări, nu ai acces. Exact. Pur și simplu, se poate foarte simplu. Exact. Dar cumva trebuie delimitat, fiindcă și... am început iarăși sezonul este așa, am ajuns la aceeași problemă, da? Și zona publică, zona de joacă pentru exact. Copii, zona de baruri, restaurante, ce ori fi acolo, să plonifeleze, să le facă mai frumoase, mai multe, mai... Păcat să oprești lumea cu un bilet de intrare care e valabil și la baie. Să faci și baie. Eu nu vreau să fac baie corect, la weekend. Pentru corect. Că, în primul rând, nu-mi place cum e organizată baia la corect. Weekend. Corect. Nu este ok. Nu. Să o facă și mai scumpă dacă vor. Nu e o problemă. Să o facă pe secțiuni. Să facă, bă, apa asta este mai... Nu știu. Să facă zone de toate felurile. Dar trebuie să o facă cineva privat. Că nu o să o facă municipiul. Nu o să o facă și nu o să iasă nimic. Și nu trebuie municipiul să-și bată capul. E rentabil în mâini private. Da, acum nu e rentabil. Dar pentru municipiu este o pierdere de 10 milioane de lei pe an. Și nu înțeleg de ce nu se dorește să o dea cuiva. Ok, deci eu o să încerc să mai conving, dar nu prea am pe cine. Pentru că dacă n-am putut astăzi să-i conving, mă, fraților, ilegal să facem un amendament la altceva decât am propus la început. Cum pot să spui așa ceva? Cât pot să fii de plecat de acolo ca să nu înțelegi că, bă, frate, nu pot să fac un amendament la o chestie despre care nu a fost vorba convocator, adică ne-am adunat să vorbim despre ceva și facem un amendament despre altceva. Nu-i valabil. Și s-a discutat și despre... Nu trece de bariera de legalitate. Ați pomenit, nu ați intrat în detalii, s-a discutat și despre un tarif redus pentru cei care au domiciliu în Târgu Mureș, da? Da, a fost... De ce s-a renunțat la această idee? Nu e renunțat, este tariful ăla, este votat și eu l-am votat. Domnul Maior nu l-a votat. No, și el vine să spună așa, deci tarif mai redus, dânsul s-a abținut. Deci a fost un amendament atunci pentru reducere exact. Și s-a votat amendamentul ăla. De s-a revenit la tariful anterior sau e puțin mai mare? Nu, nu, deci pentru Târgu Mureș, dar știți cum e? Să este tariful redus pentru cei din Târgu Mureș cu 25% după câte știu eu. După câte mă amintesc eu, dar e foarte greu să te duci cu buletinul din Târgu Mureș, e chiar jenant. N-am buletinul la mine, dacă n-ai buletinul nu ești din Târgu Mureș.
Cum îi sortez? Cum îi... E simplu, domnule, zona publică, zona de copii, zona de promenadă. Haideți, plimbați-vă, haideți, cetățeni al orașului. Dați-vă pe aici. Oprim acum și comerțul în weekend și punem bețe în roate, cum am pus și în, la platou. Nu știm de ce. Și tocmai vara. Pentru că așa au fost obiceiul anterior. Deci din 2011 este regulamentul ăsta de organizare și funcționare. Și ăsta spune că se taxează între ora 7 și ora 19. Acum, sigur că noi discutăm despre un alt preț. Am mărit prețul. Ok. Nu-i vorba de mări prețul. Este vorba că nu este cazul să iei prețul ăla. Este cazul să zici, este zonă de promenadă gratuită. Pe la restaurante, pe la... Așa e zonă de promenadă. Zona de copii, gratuită. Băi, jocă de copii, parc de copii. Păi noi atunci cum? Nu lăsăm copiii să se joace în parcuri? Nu-i lăsăm, le cerem... Băi, îngrădiți zonele alea sau nu? La fotbal nu se duce unul care nu-și plătește terenul de fotbal, nu? Trebuie să... Dar nu, soluția este să dai la un privat să-și facă treaba. Ăla care e privat își îngrădește terenul, le-i spui că ai tu de sarcini. Să le îngrădești, faci apă sărată, faci bazin cu apă dulce, cu filtre, cu purificatoare de felul ăla, cu... Îi pui în caietul de sarcini niște obligații. Corect. Și vine, dacă nu mai așteptăm până vine. Dar măcar încerci. Măcar încerci să rentabilizezi într-un anume fel. Și eu am repetat chestia asta și parcă mă simt caragios repetând o chestie care mie mi se pare foarte firească. Pentru că se uită la mine ca la mașini străine, așa, parcă vorbesc. Oameni buni, nu-i soluție ce faceți. Dar se pare că nimănui nu din Consiliul Local vorbesc. Eu mă refer doar la Consiliul Local, să fie foarte clar. Da. Consiliul Local pe mine mă nemulțumește. Cum privește Consiliul Local afacerea Târgu Mureș? Eu sunt om de afaceri. Eu asta știu să fac. Băi, hai să facem din Târgu Mureș municipiul Târgu Mureș, hai să facem o afacere. Hai să o facem profitabile. Ce înseamnă să fie profitabil? Înseamnă cetățenii să aibă salarii mari, să aibă locuri de muncă, să vină societăți care să asigure un nivel de salarizare corespunzător, să fie orașul frumos, curat, aranjat, să fie bani. Orașul Târgu Mureș este un oraș foarte sărac din cauza faptului că nu sunt afaceri în Târgu Mureș. Este combinatul care vedeți cum e și în rest spuneți-mi dumneavoastră ce este în Târgu Mureș. Că am spus, domnule, haideți faceți școli. Școala este o afacere extrem de profitabilă. Clujul face 200 de milioane de euro pe an din școală. Din școlile care sunt private, care sunt alimentate de studenți străini cu mulți bani. Noi avem. UMF-ul este o afacere de succes. Știm pe omul care o conduce. Putem să-l întrebăm, nene, cum faci să faci mai de succes UMF-ul? Hai să vedem, avem hotelul tineretului care face pagube imense. Nu vrem să-l vindem. Hai să facem cămin studențesc din el. Să chemăm studenți din toate țări. Hai să le facem la studenți viața de studenți, care este viața de noapte. Este cu... Are acolo, la respectivul hotel al tineretului, are, a fost o discotecă, a fost cluburi, hai să le facem cumva să, că ea nu vin dacă n-au o viață de student. Și Târgu Mureș nu este viață de student. Și dacă vine un privat și vrea să facă o discotecă, tu mergi la ora 11, îi bați în ușă și îi dai amenzi. Și oprești și îi pui bețe în roate. Deci noi în asta ne pricepem cel mai bine. Ori sunt obosiți consilierii, ori nu știu eu cum să voteze. Eu zic că... Repet, noi. Consilierii n-ar trebui să fie ai partidelor. Ar trebui să fie cei mai buni oameni în oarece, nu știu ce, în principiu în business ar trebui să fie buni, dar poate să fie bun și în altceva. Să vedem ce votează oamenii. Poate votează cel mai bun, ce știu, artist, cel mai bun istoric, cel mai nu știu ce. Dar unul să se prezinte așa, domnule, eu sunt bun în aia, eu sunt bun în aia. Și nu pe politic și la politic să zic că UDMR-ul alinierea, treceți un pas în față, PNL-ul alinierea după ei, no, și urmează restul.
Păi restul, unii se aliniază cu puterea pentru că de acolo le mai vin câte o prăjitură și rămâne Radu Pescar cu Kiș Zoltan, care e scoada Plutonului, care zice, nu-i bine, mă, fraților, ce faceți? Nu-i bine, dar nu vrem da. Nicio culoare, dar nu, de fiecare ei, dată, nu-i pasă nimănui că nu-i bine. Nu îi pasă culoare. Să fie cum, și știți cum e, UDMR-ul să știe să urca pe cal și de acolo. Trebuie UDMR, să luăm da. Puțină pauză. Deci, un consilier UDMR în ședințe, cam așa ne privesc pe noi, cam de pe cal, așa, știți? Luăm puțină pauză, mulțumesc și telespectatorilor, revenim imediat.